Ascultă, înțelege, privește, informația corectă. Bună seara, Botoșani, bună seara, domnilor și domnilor, sunt Lorena Pătrână la Tribuță și vă prezint știrile TLM. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Fermierii cer apă, o amenajare de irigații nouă așteaptă răspunsul apelor române. Patru șoferi au oferit mostre de când s-a modificat legea siguranței rutiere. Contracte semnate pentru autobuze electrice, în maxim 15 luni ajung la Botoșani 30 de mașini. Fermierii din nordul județului Botoșani cer apă. Cu amenajarea de irigații de la Movile în Havârna, recent modernizată, agricultorii din cadrul organizației udătorilor din zonă au solicitat apă. Față de anul trecut, când lacul sursă era mai mult gol decât plin, în acest sezon acumularea Cal Alb are suficientă apă, spune reprezentantul fermierilor. Aceștia așteaptă răspuns de la Apele Române. Fermierii din cadrul organizației udătorilor concești din județul Botoșani au solicitat apă pentru irigații de la Apele Române. În urmă cu două săptămâni, Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare a finalizat și recepționat modernizarea amenajării de irigații din zonă. Sursa de apă este acumularea Cal Alb. Este apă în lacul respectiv? Da, apa din lac este alu' Pirania și ne trebuie să-mi dea din rezerva care o are Ianif. Adică e suficientă cât ați cerut? Poftim? E suficientă pentru nevoile dumneavoastră? Da, eu am cerut și utilajan, că am patru motopompe și cu ele ud, atât pot folosi eu, 50 de milimetri cubi de apă. Dacă o să-mi mai trebuiască, o să mai solicit. Și ați primit răspuns de la ei, de la Apele Române, dacă permit? Da, se rezolvă. În curs zilei de ieri de azi se rezolvă. Eu deja ud, dar trebuie să-i dau înapoi apa de la Pirania, de unde am luat-o din iază. Organizația udătorilor concești deservește aproximativ 800 de hectare. Deși nu au fost irigate în acest an și a fost secetă, culturile, spune fermierul Costel Nazare, arată mai bine decât anul trecut. Păi arată foarte bine. Dacă le dăm acum, dacă ar prinde acum un 20 de litri de apă, nu arată niciodată așa bine ca anul ăsta. Ai dat de cum? A plouat mult? A plouat în zonă? Sau... Ultima dată când nu a fost anunțat și ploi, a venit o apă așa ca o ploaie ca din zenin de 60 de litri pe toată zona asta și a făcut minunea. Fermierii așteaptă răspunsul Apelor Române. ANIF, care intermediază irigațiile, oferă apă gratuit către agricultori, dar plătește către Apele Române 3,81 de lei pentru fiecare 1000 de metri cub de apă. Modernizarea amenajării de irigații Movileni Havârna a costat aproape 1 milion de euro. Modificările la siguranța rutieră au început deja să producă schimbări pe străzile din județ. Patru șoferi au fost până acum conduși la medicina legală pentru mostre biologice și li s-a reținut permisul. Trei dintre ei l-au primit înapoi. Al patrulea șofer a ieșit pozitiv. Cazul a fost deferit justiției. De la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență privind siguranța rutieră în județul Botoșani au fost 4 cazuri, spune comisarul șef Teodor Orhei. De la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență am avut 4 cazuri. În 3 cazuri rezultatul a fost negativ, iar un caz pozitiv. Toate persoanele au luat la cunoștință în termenul legal de rezultatul buletinelor toxicologice. Celor 3 le-au fost restituite permisul de conducere în termen, iar cel de-al 4-lea caz va fi deferit justiției. Miercuri, polițiștii au desfășurat controle în trafic pe această linie și au informat conducătorii auto despre faptul că pot rămâne fără permis de conducere pentru o perioadă de până la 72 de ore, dacă refuză testarea sau ies pozitiv la testul pentru alcool sau substanțe psihoactive. Permisul de conducere se retrage de la finalizarea procedurii de recoltare a mostrelor biologice și se eliberează o dovadă fără drept de circulație. Dovada înlocuitoare este pentru perioada de 72 de ore, timp în care cel testat va fi înștiințat de rezultatul dacă este sau nu sub influența substanțelor psihoactive. Reprezentanții guvernului spun că prin modificările aduse vor să crească siguranța pe șosele. Reprezentanții Spitalului Județean Botoșani promit investiții majore pentru pacienții cu afecțiuni oncologice. Noul manager Corneliu Prepelița anunță că până la sfârșitul anului, unitatea va accesa fonduri de aproape 20 de milioane de lei pentru echipamente în secția de oncologie. Bolnavii nu vor mai fi nevoiți să meargă în centrele universitare, declară managerul.
Corneliu Prepeliță declară că spitalul va accesa fonduri europene pentru noi echipamente medicale. E vorba de dotări pentru pacienții care suferă de afecțiuni oncologice. Până la sfârșitul anului se vor accesa două fonduri europene, unul în valoare de 18 milioane de lei care, pentru echipamente în secția oncologie, care presupune și screening-ul afecțiunilor oncologice. Și de asemenea este vorba de achiziționarea unor echipamente medicale în valoare de 2 milioane de lei pentru depistare rapidă a afecțiunilor oncologice. Aceste dotări medicale, spune managerul, îi vor scuti de drumuri lungi pe pacienții cu afecțiuni oncologice, care acum nu au unde să facă aceste investigații în județul Botoșani. Aceste investigații nu puteau fi efectuate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromate și, din ce am înțeles, nici în privat, în cadrul județului Botoșani, astfel încât pacienții județului Botoșani trebuiau să se deplaseze în alte centre care aveau posibilitatea să efectueze aceste analize pentru depistarea și rapidă afecțiilor oncologice, astfel încât considerăm că este un mare plus. În evidențele medicilor oncologi botoșaneni sunt peste 8.000 de bolnavi în tot județul. Reprezentanții primăriei Botoșani au semnat joi primele contracte de furnizare a autobuzelor electrice. Pentru început, după licitațiile organizate de instituție, la Botoșani vor ajunge 30 de mașini în cel mult 15 luni. Autobuzele electrice vor circula în interiorul zonei metropolitane de transport, adică în municipiu și din municipiu în mai multe comune și orașe alăturate. Licitația e încă în desfășurare pentru alte 38 de autobuze electrice. În cel mult 15 luni, la Botoșani vor ajunge 30 de autobuze electrice. Reprezentanții primăriei municipiului au semnat joi contractele. Practic va schimba transportul public în comun prin aceste mijloace de transport pe care le vom primi integral electrice. Cum spuneam, astăzi avem 3 loturi pentru care avem desemnat câștigător. Este vorba de 30 de autobuze electrice cu o lungime de 6 metri. Aceste autobuze sunt în loturile care au făcut parte din proiectele cu orașul Bucecea, comuna Curtești, respectiv comuna Bălușeni. Vă rog. Reprezentanții primăriei speră ca măcar o parte dintre aceste prime 30 de mașini să ajungă mai devreme. Acest model casanjer se află deja în exploatare în mai multe orașe din România, încă din anul 2019. Prin urmare, suntem încrezători că atunci când primele autobuze vor ajunge în municipiul Botoșani, toți beneficiarii vor fi mulțumiți. Împreună cu Raluca Bălășcău, care nu este aici și care are și un merit aparte, cu colegii de la utilitare de la transportul, am uitat pe o hartă și am calculat necesitățile transportului metropolitan care ar exista pentru Botoșani, le-am prezentat unui primar și cu toții am ajuns la o concluzie că este un plan aproape imposibil de pus la punct de a avea peste 60 de autobuze care ar fi necesare pentru a acoperi traseele zonei metropolitane. În derulare mai sunt și alte loturi ale licitației pentru alte 38 de autobuze electrice. Toate acestea vor deservi transportul în interiorul zonei metropolitane de transport Botoșani. Unele vor circula doar în municipiu, iar cele mai multe vor avea trasee până în comunele sau orașele alăturate, cum sunt Curteștiul, Bălușeniul sau Bucecea. În zona metropolitană de transport sunt incluse mai multe UAT-uri. Deși termenul este de 15 luni, sperăm la sfârșitul anului sau chiar cu titlul de exemplificare să avem un astfel de autobuz, așa cum sunt numite generic, chiar dacă la această lungime noi cu toții le știm ca fiind microbuze, terminul este de autobuze cu o lungime de 6 metri, să avem pe străzile din municipiul Botoșani și apoi livrarea conform contractului. Banii pentru toate sunt din PNRR. Primele 30 de microbuze costă aproape 37 de milioane de lei. În această sumă sunt incluse și stațiile de încărcare. Reprezentanții Direcției Silvice Botoșani valorifică plantele medicinale din pădurile județului Botoșani. În 2024, regia a contractat și livrat aproximativ 15 tone de flori de salcâm, tei, soc și păducel. Cel mai mare preț pe piață l-au florile de tei, care se vând cu aproximativ 45 de lei kilogramul.
În acest an, Direcția Silvică Botoșani a vândut aproape 15 tone de plante medicinale strânse din pădurile pe care le are în administrare. Cele mai scumpe sunt florile de tei, care se vând cu aproximativ 45 de lei kilogramul. Până la această dată am contractat și am livrat mai multe cantități, mai multe sortimente de plante medicinale, cum ar fi flori de salcâm, 3,7 tone, flori de tei, 4,4 tone, flori de sunătoare, urmează să le facem de acum încolo, flori de păducel, 3,6 tone și flori de soc, undeva aproximativ 4 tone. Astea vorbim în stare uscată, le-am recoltat, le-am achiziționat de la populația din județul Botoșani, care le strânge și le aduce la noi și noi le livrăm mai departe către beneficiari. Din cauza secetei, mai spune directorul regiei, au suferit și pădurile. Zone împădurite în acest an au fost calamitate. În mod evident, cred că la finele acestui an, datorită acestor temperaturi foarte ridicate în această perioadă, vom avea și suprafețe de pădure plantații din această primăvară, în principal, cu calamități, la care o să trebuiască să completăm, practic, înlocuim puieții uscați cu puieți viabili, care o să facem fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului următor. Se întâmplă anual și acest fenomen este mai pregnant, spre exemplu, în zonele de silvostepă, spre Prut, spre malul Prutului, unde și solurile sunt mai nisipoase și temperaturile la care ajunge solul sunt foarte mari și atunci puieții nu au cum să reziste. De asemenea, în ultimii ani, tot din cauza secetei, din pădurile din județul Botoșani au lipsit și ciupercile de vară, cu care altădată culegătorii invadau piețele și marginea drumurilor. Echipa Mobilat anunță inaugurarea unui showroom de mobilier la comandă și design interior în municipiul Botoșani. Reprezentanții companiei oferă cele mai bune soluții pentru amenajarea spațiilor interioare de locuit, a sălilor de evenimente, a spațiilor de birou și nu numai. În spatele brandului Mobilat se află o echipă închegată cu o experiență de mai bine de 20 de ani condusă de arhitectul Răzvan Șoptică. În municipiul Botoșani a avut loc inaugurarea unui nou showroom de mobilier la comandă și design interior. Sub brandul Mobilat, arhitectul Răzvan Șoptică lansează în piață un nou concept de amenajare a spațiilor de locuit și de birou. Showroom-ul are aproximativ 200 de metri pătrați și se află în Calea Națională numărul 57. Lansarea a avut loc miercuri seară. Ne ocupăm de mobilier de producție la comandă de peste 20 de ani. Echipa este completă de peste 20 de ani. Cu multă experiență în domeniu, folosim produse de cea mai înaltă calitate, facem mobilier corp de la MDF, AGT și PAL, folosim accesorii doar de calitate, precum Blum și CTV și nu numai. Odată cu deschiderea showroom-ului am decis să integrăm și partea de design interior, prin profesia mea aducând un plus, încercând să fac tot ce înseamnă design interior, să integrăm partea de tapiserii, partea de mese, de scaune și, bineînțeles, mobilierul la comandă. Produsele de mobilier la comandă Mobilat sunt executate din materiale MDF, AGT și PAL de cea mai înaltă calitate, la fel ca accesoriile puse la dispoziție din partea unor branduri de renume, precum Blum, CTV și nu numai. Ce este important de spus vis-a-vis de acest business și continuitatea lui este legat, de fapt, de noțiunea de concept. Pentru că Răzvan nici n-a avut timp și nici nu vrem să dezvoltăm în acest moment. Nu suntem și nu este Răzvan simplu vânzător de mobilă, ci este un realizator de concepte, un realizator integrator a mai multor chestiuni, începând de la, cum spuneai, design interior și terminând poate într-un final cu cearșaful de pe pat, să spunem așa, luând în calcul mobilierul și toate celelalte accesorii necesare. Cred că vizita voastră ulterioară, prin care consider că ne veți onora și cu ocazia căreia veți avea posibilitatea să aflați, de fapt, tot ce înseamnă acest business, tot ce înseamnă această idee, ce înseamnă Mobilat, acest brand, pentru că firma se numește altfel, vă va da, să spunem așa, o situație foarte solidă a ceea ce am spus eu aici, așa anume, faptul chiar să puteți evalua, să puteți vedea că lucrurile pot fi privite altfel
și la Botoșani. Echipa mobilat oferă și servicii de tapiserie, atât la comandă conform dimensiunilor necesare spațiilor dumneavoastră și cu design customizabil, cât și produse în serie. Mobilat are în portofoliu o gamă largă de canapele, fotolii, scaune sau paturi cu o mare diversitate de culori ale tapiseriei. Echipa mobilat oferă servicii complete, de la mese de cafea și mese multifuncționale, până la saltele de cea mai înaltă calitate și cel mai ridicat confort. Am venit aici să te susținem, să te încurajăm și eu și toți cei care sunt prezenți să-ți urăm mult succes pe drumul ăsta al antreprenoriatului pe care l-ai ales. Un drum poate nu atât de lin, poate nu, dar cu foarte multe satisfacții. Asta depinde doar de tine, de determinarea ta și de susținerea ta pe care o ai și am văzut că o ai. Să aveți mână bună cu tinerii pe care îi sprijiniți. Sunt încântat să particip la a doua inaugurare pe care, mă rog, o tutelat, să zicem așa. Vin cu mare drag aproape la toți colegii dumneavoastră. Dacă vor deschide pe raza municipiului Botoșani astfel de afaceri, nu pot fi decât încântat. Vă doresc mult succes. Vă mulțumesc. Să aveți clienți, cu evenimentul acesta aveți o bază de clienți pe care... Da. Unii chiar sunt clienții. Să vă bazați. Dacă domnul prefect a cumpărat, eu sper să cumpăr câteva de la dumneavoastră. Mult succes să aveți în afacere și... Vă mulțumesc, mă. Să aveți bani. Felicitări! Echipa mobilat vă așteaptă cu drag în showroom-ul din Calea Națională numărul 57 din municipiul Botoșani. Continuăm jurnalul cu știrile pe scurt. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani scoate la concurs 4 posturi. Instituția caută să angajeze 3 consultanți artistici cu studii superioare în domeniul cultural. De asemenea, Centrul de Creație, cum mai este cunoscută instituția, a scos la concurs și un post de referent la compartimentul Literatură și Teatru Popular. Probele sunt programate în august și septembrie 2024. Posturile sunt cu normă întreagă, iar salariile se încadrează între 3 și 4 mii de lei. Reprezentanții Direcției Silvice Botoșani investesc în infrastructura din păduri. Drumul forestier Călugăra Mare din Comuna Coșura, aflat în administrarea ocolului Silvic Botoșani, va fi reabilitat cu aproximativ 1,2 milioane de lei. Totodată, reprezentanții regiei doresc să construiască drumul forestier Holm, aflat în administrarea ocolului Silvic Flămânzi. Licitațiile pentru lucrări însumează 3,8 milioane de lei și vor avea loc în august 2024. Jandarmeria Botoșani caută colegi. Instituția a scos la concurs 2 posturi de subofițer prin încardare directă sau prin rechemare în activitate. Un post de subofițer este pentru marketing și achiziții publice, celălalt în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației. Ambele locuri de muncă sunt pe perioadă nedeterminată. Dosarele se depun până cel târziu 31 iulie 2024. Acestea au fost știrile zilei. Rămâneți alături de noi pentru a urmări știrile din sport și datele meteo. Noi ne revedem mâine de la ora 18. Toate cele bune!